Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile, ce ne vor mai spune nou cărțile acestea despre relația voastră de cuplu, ce mai simte persoana voastră, ce mai gândește aceasta referitor la voi, referitor la această relație dintre voi doi. Da, iată că prima carte în etalare, dragii mei, este Eremitul din Arcana Majoră. Această carte vine cu foarte multă hotărâre pentru voi în aceste momente. Sunteți foarte dârzi în ceea ce vă doriți, în ceea ce vreți să lansați pentru voi în viața voastră, pentru perioada care urmează. Uh, pentru că iată s-a făcut în sfârșit lumină în sufletul vostru, v-ați uh, ascultat intuiția în ultima perioadă foarte mult, uh, v-ați lăsat ghidat sau ghidată de către ea uh, și ați ajuns la anumite concluzii în legătură cu persoana voastră. Se pare că soarta a, desti a, a uh, decis, destinul vostru a decis să vă întâlniți uh, în această etapă a vieții voastre. Se pare că este clar că sunteți suflete pereche și că iată, ați venit și în această viață pentru a vă uni destinele din nou, pentru a evolua împreună, dar și uh, separat. Însă mai ales împreună, pentru că despre asta este vorba aici, despre relația voastră, dragii mei. Uh, să știi că și pe... Uh, și în perioada care urmează vei fi foarte într-o relație foarte bună cu sinele tău superior, cu vocea ta interioară. Acestea te vor ghida în pașii pe care i ai de făcut pentru tine în ceea ce urmează. Pași care îți vor schimba viața. Și iată că urmează uh, Faetonul în această etalare. Această carte vorbește despre o călătorie pe care o ai de întreprins uh, în aceste momente. Este o călătorie care îți va schimba viața. Uh, probabil că unii dintre voi veți face această călătorie de unii singuri sau de unele singure. Uh, Văd aici că vrea să fie o călătorie inițiatică, poate veți merge într-un loc sfânt, ce știu eu sau poate la niște să vizitați niște mănăstiri. Văd că vă doriți foarte mult să aveți această căutare interioară în această perioadă a vieții voastre. Pe de altă parte, alții care vă doriți foarte mult să fiți în cuplu în această perioadă, veți face o călătorie Poate tot inițiatică, dar amândoi, în care vă veți propune să vă cunoașteți mai bine, să aprofundați această relație pe care o aveți de ceva timp și vă, vă veți bucura în adevăratul sens al cuvântului de această călătorie, de acest drum pe care îl veți face amândoi. De asemenea, cu această carte faetonul văd că noi decizii vin la orizont pentru voi doi sau pentru tine doar, dragul meu sau draga mea, vei lua această decizie sau aceste decizii în legătură cu această persoană, vei hotărâ în această perioadă dacă vrei să mergi, în continuare alături de aceasta spre următoarele etape ale vieții voastre sau dacă vrei să te oprești aici pentru că probabil uh, întrebezi la orizont ceva mai pozitiv, altceva mai pozitiv pentru tine. Uh, oricum ar fi, orice decizie ai lua, văd că acestea vor fi uh, foarte pozitive pentru tine și uh, îți vor orienta viața spre uh, ceva foarte, foarte uh, luminos. Uh, Văd că soarele strălucește foarte mult în viitorul tău și îți va aduce foarte multă bucurie. Următoarea carte, dragii mei, iată este regele de spade. Această carte vine nu în ultimul rând să te ajute să tranșezi în această perioadă, în stânga și în dreapta văd că este posibil să renunți la anumite persoane din viața ta, persoane care poate nu ți mai făceau cinste. Și uh, aici, nu, aici nu mă refer că nu-ți făceau cinste cu o băutură <gângări> sau cu altceva, nu. Uh, mă refer că nu mai erau benefice pentru tine, pentru existența ta. Uh, în acest sens, uh, văd că te vei decide sau vă veți decide de, comuna, de comun acord să vă uh, despărțiți uh, pentru că nu vă mai dăruiați nimic pozitiv unul altuia. Uh, astfel încât este posibil să vă îndreptați atenția spre noi persoane, dragii mei, noi persoane care vor aduce lucruri uh, din ce în ce mai pozitive pentru voi, lucruri noi uh, de care aveți nevoie și voi ca să creșteți, ca să evoluați. Uh. Da, de asemenea, cu această carte apare din nou ideea acestei decizii importante pe care trebuie să o iei în această perioadă. Vrei să rămâi sau vrei să pleci din această relație? Asta ar fi numai una dintre deciziile pe care ai putea să le iei sau poate că este o decizie care privește cuplul. Poate că această decizie se referă la momentul ulterior, momentul viitor pe care trebuie să-l decideți de comun, de comun acord. Dacă vreți să vă mutați împreună sau poate vreți să vă logodiți sau să vă căsătoriți sau să faceți un copilaș. De ce nu, toate aceste decizii uh, pot fi luate la oaltă. Și următoarea carte, iată, este acest uh, șapte de cupe. Uh, carte care vorbește despre opțiunile pe care le aveți în acest moment în dragoste, se pare că sunteți înconjurat de atenție, dragii mei. V-ați dorit mult timp să fiți în centrul atenției și iată că ați reușit. Iată că, în sfârșit, sunteți campion în acest sens, pentru că foarte multe persoane în jurul vostru sunt vă admiră pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce, ați ceea ce ați adus în viața voastră până în prezent și vor să fie alături de dumneavoastră. În acest sens, văd că va trebui să luați, iată, această decizie de care vorbeam mai devreme, dacă vreți să mergeți mai departe alături de persoana voastră sau vreți să vă orientați spre alte uh, șanse. Următoarea carte, iată, este roata norocului alături de acest remit. Uh, se pare că vocea voastră internă vă va ghida și de această dată spre... Norocul vostru spre șansa voastră, care este unică și care este deja în viața voastră. Sunt sigură că nu veți rata această persoană voastră care stă acolo și vă așteaptă de fiecare dată să veniți lângă ea sau să comunicați, să-i mai spuneți ceva nou, să fiți pur și simplu prezent sau prezentă în existența ei. Pentru că această persoană văd că vă iubește în mod sincer și își dorește foarte mult să, rămână, să rămâneți în viața sa. Roata norocului, iată, vorbește despre șansă, despre noroc care va fi de partea voastră în această perioadă. Veți avea tot ceea ce vă va fi nevoie, veți avea nevoie în această etapă abundența va fi la ea acasă când vine vorba de viața voastră și mai mult decât atât veți, fi, veți simți acea fericire pe care nu ați mai simțit-o de mult timp. Vă veți simți pur și simplu iluminați din interior. Următoarea carte, iată, este Asul de băte alături de Faetonul. Această carte, iată, indică ideea unei relații noi sau a unei etape noi în această relație, dragii mei. Se pare că o veți lua de la capăt într-un anume sens, să spunem așa, în sensul pe care voi vi-l doriți în relația voastră. Vă doriți să faceți în aceasta ceva mult mai real, mult mai palpabil pentru voi. Iar dacă ați fost, dacă ați fost la distanță până acum, Văd că această distanță se va scurta din ce în ce mai mult în perioada care urmează, pentru că este cazul să vă întâlniți și voi, dragii mei, cu ocazia acestei luni magice, luna decembrie, fie că este acum, fie că va fi în perioada vacanței, dar va urma o perioadă extraordinar de pozitivă și pentru voi. Și următoarea carte, iată Regele de Pentagrame, alături de Regele de Spade. Această carte vorbește despre. O nouă șansă, o nouă oportunitate pe care o primiți poate în viață în aceste momente. Este posibil ca și persoana voastră să vă ajute pe unii dintre voi sau pe unele dintre voi în aceste momente cât privește cariera voastră. Poate vă ajută să rezolvați un proiect sau poate vă ajută cu jobul, să vă relocați cu acesta sau poate vă cheamă să lucrați alături de el sau de ea la propria afacere. De ce nu? În momentul în care voi vă veți dovedi faptul că puteți să lucrați împreună, că puteți avea această colaborare și pe alte planuri, văd că această persoană voastră va avea această idee de a vă chema în acest sens. Și voi veți fi foarte încântați sau încântate, pentru că vă doriți să fiți din ce în ce mai mult împreună cu persoana voastră. Vă iubiți foarte mult, vă respectați pentru ceea ce sunteți și asta este, cred eu, tot ceea ce contează pentru moment. Și următoarea carte, iată, Cavalerul de Bâte, alături de acest șapte de cupe. Nu mai există nicio îndoială, ai ales deja, dragul meu sau draga mea, ai ales-o pe persoana cu care ești în prezent. Vrei să mergi în continuare alături de această persoană pentru că, iată, aceasta vine spre tine. Uh, și îți aduce o nouă, o nouă șansă în iubire. Uh, aduce în prim plan ideea de pasiune pe care o simte față de uh, tine. Și aceasta nu este doar o idee, este ceva real, este ceva foarte palpabil pentru tine și vei simți acest lucru în perioada care urmează, pentru că această persoană te va împresura, uh, te va uh, te va impresiona cu emoția pe care o are în prezența ta. Să vedem mai departe, dragii mei, și o carte din oracol. Iată că acest mesaj vine către tine, fii atent sau atentă la steagurile roșii. Se pare că semnele, anumite semne în viața ta, te atenționează. Iată că trebuie să fim foarte atenți, să fiți foarte atenți în perioada care urmează, dragii mei, pentru că anumite semne vor apărea în viața voastră și semnele cele mai bune sunt că trebuie să rămâneți alături de această persoană și că trebuie să vă acordați o șansă. Acestea fiind spuse, dragii mei, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor, toate bune!